Curtea de Conturi s-a trezit acum, ca să vă spun foarte sincer, că 12.000 de mame de acum 5 ani, 4, 6, trebuie să dea niște bani înapoi. Mie mi se pare că este o interpretare greșită a Curții de Conturi, dar bineînțeles ei n-am voie, nu sunt în subordinea mea. CNR-ul s-au făcut până la ziua adoptării legii, intră sub amnistie. Cine greșește de acum încolo plătește. Cele peste 12.000 de mame care urmau să dea banii înapoi statului vor fi amnistiate fiscal. Vor intra toate acele persoane care au beneficiat de diverse forme de sprijin, fie pensii, fie cum au fost indemnizațiile pentru mame, în care din erori, vorbesc de partea administrativă, partea penală nu intră la guvern, din erori trebuie să dea niște bani înapoi. Mi se pare incorrect ca după 5 ani să-i cer unei mame să dea niște bani pe care i-a primit, nu i-a furat, nu i-a luat cu forța din casieria agenției. Mamele vor putea obține pe lângă indemnizația de creștere a copilului venituri de până la 1500 de lei anual muncind de acasă. Orice părinte, mamă sau tată care beneficiază de concediu pentru îngrijirea copilului va putea să obțină venituri suplimentare din alte activități desfășurate acasă, îngrijind copilul, în sumă de până la 3 indicatori sociali de referință, respectiv 1500 de lei, în decursul unui an de zile. În proiect sunt incluși și pensionarii care au fost chemați să dea înapoi bani pentru greșeli ale funcționarilor. În ceea ce privește amnistierea fiscală pentru pensionari, propunerea de proiect de lege este gata. Îl vom prezenta în ședința de guvern din data de 20 august. Vor fi scutiți de la plată, conform propunerii legislative pe care o vom face, debitele care au drept cauză, culpa debitorului.